Gabriela Firea, ultimatum dur, ce le transmite funcționarilor incontienbi din Ministerul Culturii. Primarul Capitalei Gabriela Firea solicit comisiilor din Ministerul Culturii care dau avizele pentru toaletarea arborilor din parcurile Monument Istoric, să aprobe dosarele depuse de municipalitate, ca aceasta să se poată ocupa de toaletarea copacilor. Firea i-a numit inconsublinieri pe funcționarii publici din minister, spunând ce este inadmisibil ca acest sublinieri să țină dosarele un an de zile sublinierei să nu ofere avize. Ea a vorbit luni, în comandamentul de vreme a convocat la primăria capitalei, sublinierei despre panourile publicitare care ar putea reprezenta un pericol pentru București, sublinierei, cerându-le proprietarilor să le pună în siguranță. Firea a adugat ce în următoarea subliniere dincă de Consiliul General va fi dezbătut un nou regulament privind publicitatea stradală, pentru ce București subliniere tiul trebuie să fie ca Praga, ca Viena, ca Paris. Astfel, municipalitatea va realiza panouri standard, care vor fi închiriate de companii. Fac o solicitare ce trei membrii comisiilor de avizare din cadrul Ministerului Culturii, acolo unde primăria capitalei sublinierei primăriile de sector transmit solicitări de avizare pentru toaletarea arborilor întrânici sau în declin biologic, să urgenteze aceste avize. Primăria capitalei pentru toaletarea arborilor din CI subliniere Migiu, are dosare depuse de un an de zile. Inadmisibil. Aci văzut ce a fost în weekend, Doamne fere subliniere te să fie vreun incident, a declarat primarul Gabriela Firea luni, în cadrul comandamentului de vreme a convocat la primăria capitalei. Edilul i-a numit inconsublinieri pe funcționarii publici care lucrează în minister, sublinierei le cere să binevoiască să dea ni subliniere te avize. Acești sublinierii funcționari publici inconsublinieri din Ministerul Culturii se binevoiască să dea ni subliniere te avize. Aceste parcuri sunt declarate monument istoric, sublinierei nu se pot face toaletări sau îngrijiri decât cu avize. Se poate, Doamne fere subliniere te, să se întâmple ceva. Căci bucure subliniere ten trebuie să fie renici până când ace subliniere tin con subliniere tin ci se dea ni subliniere te avize, a mai spus Firea. Ea a vorbit sublinierei despre panourile publicitare care ar putea reprezenta un pericol pentru bucure subliniere ten, în condițiile în care s-ar putea înregistra o viteză foarte mare a vântului, sublinierei ar putea cedea. Firea le-a cerut administratorilor de panouri să trateze cu responsabilitate problema, sublinierei să nu se gândească doar la cât subliniere tig, ci să verifice aceste panouri publicitare, sublinierei să le pun în siguranță în cazul în care este nevoie, pentru a nu fi incidente. De asemenea, Gabriela Firea a adugat ce în următoarea subliniere dincă de Consiliul General va fi dezbătut un nou regulament privind publicitatea stradală, pentru ce bucure subliniere tiul trebuie să fie ca Praga, ca Viena, ca Paris. Sublinierei anume publicitatea să fie adaptat locului la care ne referim.
trebuie să prelume bunele practici din marile capitale ale lumii. Să fie reguli clare, să fie panouri publicitare standard, în funcție de zonă, a spus Firea. Edilul a explicat că o companie din holdingul municipal se va ocupa de publicitatea strad, urmând să realizeze panouri publicitare de diferite dimensiuni, care să fie apoi închiriate la un preț civilizat de diverse companii sau societăți comerciale. A sublinierea cum subliniere tici, avem o companie din holdingul municipal care se va ocupa de publicitatea stradală. Dimensiunile mesajului trebuie să fie adecvate, să nu avem publicitate strident, ciptoare, banere pe cele diri istorice, care urăcesc capitala. Subliniez, nu interzicem publicitatea, dar ea trebuie să fie ca în Europa. După aprobarea regulamentului, compania municipală va realiza toate aceste panouri publicitare de diferite dimensiuni pe care agenții economii le pot închiria la un preț civilizat de la municipalitate, pe care primăria îi va folosi mai departe în proiecte educaționale de sănătate, sublinierea mai departe. Va fi un bine pentru ora sublinierea nostru, a explicat Firea.